Hei, eu sunt Mr. Cool Games, bine m-am regăsit la un nou episod din Pokémon Leaf Green cu Mr. Cool Games. Data trecută am trecut de Cinnabar Mansion sau Pokémon Mansion sau cum vreți să o numiți. Și de data asta o să batem gym-ul. Deci îl băgăm pe Elvis din față pentru că el e bun contra foc. Gym-ul ăsta e de foc, apropo. Deci, da, hai să o facem. Deci, în gym-ul ăsta s-au răspuns la întrebări sau te lupți. Eu prefer să mă lupt, așa că, da, doar fac luptele astea, doar așa, ca să fac toast. Deci, apropo, Grafflerul meu e aproape golem. Uitați-vă și vă la level. Foarte tare. Așa. Și vorbim și cu tine. Așa că, da, toast. Toast. Stai puțin, eu sunt tip deștept. Nu cumva aveam... Aoleu, eu sunt un geniu. Uitați-vă și voi. Elvis evoluează! E un moment legendar, dar Elvis evoluează! Ultimul nostru membru de echipă care evoluează. Elvis devine un mare și puternic golem! Și îmi place cum arată golemul ăsta. Arată foarte badass, mai ales cu gherele alea. Și cu fața lui de cla. Uitați-vă și voi ce frumos se arată. Stați să-l mutăm pe Elvis aici. Așa. Să-i fac în ordinea în care i-am primit. Așa. Așa. Și pe ei doi inversă. Uitați-vă și voi ce frumos e echipa mea. E fucking echipa mea. E cea mai frumos lucru care mi s-a întâmplat până acum, chiar. Mi-am dat seama că l-am bătut doar cu Venusaur. Ce ciudat. Păi, să înțeleg că fac totul cu Venusaur, că sunt boss. Ok. Cactus și sporul lui. Foarte puternic, foarte puternic. Pe tipul ăla îl chema Dusty. Pe tipul ăsta îl cheamă Dusty. Ok, și cu tine mă bat. Pentru că sunt gata să mor. Ce numele lui Dumnezeu voiam să zic cu asta? Nu sunt gata să mor, sunt gata să muriți voi. Da. Ok, deci nu vreau să pierd cu cactus aici. O să-l bag din față pe Elvis. Pentru că el e foarte, foarte puternic și... Hai să o facem. I am Blaine, the red hot leader of Cinnabar Gym. My fiery Pokemon are all rough and ready with intense heat. They incarnate all challengers. Ha! You better have Burn Heal! Am așteptat toată viața mea momentul ăsta. Nu cumva... Burn Heal. Nu o să mă ajute asta niciodată. A sosit timpul să folosesc Burn Heal-ul. Acesta este Blaine, liderul din Cinnabar. Deci are un Growlithe care, e un Pokémon care evoluează în ceva foarte bun, dar cât timp e Growlithe nu e prea bun. Așa că să-i dăm să începem cu rollout. Pentru că o să fac doar rollout aici. Wow! Dacă nici nu era să fie intimidate-ul ăla, cred că ar fi... Așa, bun. Dacă ar fi trebuit să folosesc măcar Burn Heal-ul ăla, ar fi cel puțin semi-epic, dar așa doar fac totul cu Elvis și cu rollout. Mă prindeți, nu? Nu. Dublu intimidate. Acum atacul meu chiar înjumătățit și nu! 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 Burn Heal-ul! Nu, a dat miss, de ce? Nu! Burn Heal. Trebuia să folosesc Burn Heal-ul mai devreme. De fapt, n-aveam de ce. La naiba, ce fac? Știi ce bag pe cineva vulnerabil între timp? O să cer să-l paralizez, poate. Este, a dat miss! Asta a dat miss, o să-l paralizez. Ok. Pe tine te paralizez, Arcanine. Apropo, am zis că Growlithe evoluează în ceva foarte bun, păi... De Arcanine vorbeam, Arcanine e un Pokémon foarte puternic. Așa, și acum o să-i dau revive lui Golem.
Wow, dar nu-mi vine să cred un... niște Fire Blast-uri l-au bătut pe... Is paralyzed, este. Poate reușesc să mai fac ceva. Spark, să înțeleg, poate un pic de Spark. E stab, cel puțin, oh, nu. Ce o să fac? Ce mă fac, tipilor? O să mor. Super efectiv. Păcat, foarte păcat. Pelvis o să-l las pe mai târziu. Cum hai să-l pun pe Genghis Khan să lucreze? O să-i dau fake out întâi de toate. Și-ți văd priorități. Așa, flinchuit. Și acum strength. Ar fi logic să-i dau surf, dar Kangaskhan nu are special attack bun. Nu. Rezistă Kangaskhan. Este. Nici n-am nevoie de bird kill. Este. A murit Arcanine. Bate Kangaskhan. Oh, scuze. Ești prea ocupat să ții copilul ăla în mână. Nici nu mă prind cine și aduce copilul la o luptă. Dar ok, hai să-l băgăm pe Elvis iar. Să se întoarcă starul echipei în această luptă. Și ce? Nu am timp pentru prostia aia de rollout a Rock Slide. Nu. Rezistă. Este. Bun. Deci a feintat și Ponita. Cred că avea și un Rapidash, nu? Cred că avea și Rapidash. Deci avea Growlithe, Arcanine, Ponita, Rapidash. Rapidash, știam eu. Ok. Deci Rapidash și cel mai rapid Pokémon de foc din această generație. Chiar mai rapid ca Charizard. Nu! Nu mă învinge. Te rog, nu! Nu! Era ultimul meu revive. Era unicul meu revive. Ce o să fac? Ok, de Genghis Khan o să încercăm să-i dăm... Să dăm fake out mai întâi. Wow, gym-ul ăsta e destul de greu acum. Mi se pare. Este! Este, a dat miss! Este, a dat miss! Doamne, ce noroc, a dat miss! Oh, aproape! Ce-a dat Hyper Potion? Nu-mi pasă! A dat miss! A dat freaking miss! Este! Ok! Încă o singură dată! Dă miss! Oh, nu! Stomp! De ce stomp? Ok, ce o să fac? Îl bag pe Edel Shady. E unica mea șansă. Edel Shady, cred că e destul de rapid. Poate îi dau, ce-i dau? Stab, Try Attack sau Aerial Ace. Try Attack. Nu! Rezistă! Te rog, rezistă acest Fire Blast. Că, dacă nu, este. Așa, bun. Haide. Fă-i și tu ceva. Paralizează-l sau ceva, bun. Yes! Bravo, Edgeli, te ador, bravo. Wow, bravo, Edgeli, te ador. Te absolut ador. Și l-am bătut. I have burned out to nothing. Not even ashes remain. You have earned the Volcano Badge. Ah, Doamne, cât de tare mi-ar fi folosit acel Burn Hill. You better have Burn Hill. Dar, the Volcano Badge heightens the special stats of your Pokémon. Here you can have these two. Și am primit TM38, care este Fire Blast. Doamne, nici nu-mi vine să cred. Am reușit. Frate, nu-mi vine să cred că am reușit-o. Doamne, chiar a fost greu gym-ul. Poate pentru că nu am avut niciun Pokémon de apă, dar nu-mi pasă. Pot să și pierd, dar nu o să am un Pokémon de apă. Așa, bun, și atât a fost cu acest gym. Și uite-l pe Bill și îmi zice, huh? Hey, if it isn't Dragoș, look, it's me, Bill. Long time no see, I hope you're still using my PC system. Well, listen, since we met up here, how about spending time with me? Spending time with me? Bill, dacă vrei să zici ceva, doar spune-o. O să accept. De fapt, stai, nu o să accept. There's this little island in the... far south called One Island. A friend invited me, so I'm on my way out here. How about it? Do you feel like coming? Păi chestia e că o să fac asta după ce bat liga. Nu-mi pasă. Deci, da, o să rămână la Pokémon Center ceva timp. Și eu în timpul ăsta o să merg să mai healez. Și, da, cred că atât a fost cu acest episod. Mi-a fost chiar foarte, foarte greu, Jim. Îmi pare foarte rău, dar a fost greu, Jim, o să recunosc. Dar Bill va sta acolo ceva timp. Cât timp bat gym-ul. Bill, ești un prieten foarte bun că stai acolo. Dar nu uitați să dați like, comment, share, subscribe pentru mai mult Pokémon Livrin cu Mr. Cool Games pe acest canal. Puaa!